consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară prin dispoziția primarului 119 din 18-11-2022. Supun spre aprobare procesul verbal de la ședința trecută. La tabula mare. Cine este pentru? Cuvântul domnului primar pentru citirea ordinii de zi. Doamna și doamna consilier, cum veni mai întâi și să se izbândească gândul cel bun. Dispoziția contează mai puțin. O să reamintesc mai întâi cu ordinea de zi. Pentru a fi deliberată de dumneavoastră. La primul punct, avem un proiect de hotărâre privind completarea programului de investiții pe anul 2022, inițiator subsemnatul. Punctul al doilea propune un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la Comunitatea de Comerț al Statului, inițiator subsemnatul. Al treilea punct, iarăși propun un proiect de hotărâre privind aprobarea inventariei de materie importantă de pensiune fiscală 2023, inițiator subsemnatul. Punctul al patrulea, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, inițiator subsemnatul. Al cincilea punct, un proiect de hotărâre privind indexarea acordată în inflația la nivelul chiriilor care devenite la imobile închiriate și concesionate pentru anul în următor, inițiator subsemnatul. Am înțeles că rămân deocamdată în sistemul bani cu proiecte de hotărâre care au fost prinși în convocator. Mai continuăm, sau putem continua, ca cum te-a luat opunea în proiect de hotărâre privind aprobarea Consiliului Dreptului de Acces către Orange, România S.A. pentru instalarea unui traseu de fibră optică pe domeniul public al materiei românești din comunitatea primară. Și ca de obicei, solicitări adresate concernului local. Se pun la vot propunerea anunțată. Mulțumesc pentru unanimitate. Am înțeles că deja am împins de fapt în ordine de zi cu aprobarea proiectului a fost parcurs. Pe care o cafeta domnului sau doamnei președinte de ședință și, evident, încep prin a dori succes. Mulțumesc, domnule. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind completarea programului de investiții pe anul 2020. Inițiator domnul primar. Aveți cuvântul, domnule. Programul de investiții probabil formează piatra mondulară, partea cea mai relevantă pentru activitatea unei administrații locale. Îl cunoaștem, îl putem reaminti, se poate vedea ceea ce s-a realizat în ceea ce a fost posibil. Obiectul principal în schimbarea proiectului de hotărâre este aceea de a completa. De a completa pe lista de investiții cu o componentă financiară. Deci nu apare neapărat material vorbind un nou proiect de hotărâre. Dimpotrivă, este vorba de pregătirea unui proiect de hotărâre pe care îl cunoaște, în urma asocierii dintre administrația locală și Consiliul Județean Bacău, este vorba de modernizarea drumului din deal. Pentru că el se află în fața de pregătire, este nevoie de credite pentru a plăti taxele acelor obținerea de avize care vor fundamenta autorizațiile funcționale. Este vorba de o sumă în quantum de 10.000 lei pe care am primit-o la
rectificarea realizată la nivel județean, care va figura la punctul C din fișa de investiții, exact asta se numește alte cheltuieli de investiții, dacă v-ați uitat. Alte cheltuieli de investiții înseamnă plata unor avizi în cadrul nostru pentru obținerea autorizației. O să dau citire prin tot sensul acestui proiect de hotărâre privind aprobarea completării programului de investiție a Oasei Bogdănești de Sebacov pentru anul 2022. Propun la primul articol aprobarea completării programului de investiție a Oasei Bogdănești de Sebacov pentru anul 2022 conform listei obiectivelor de investiție pe anul 2022 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local al Oasei Bogdănești. Articolul al doilea. După aprobare, primarul comunei și doamna Răgăuțeanu Romelia, consilieră în aparatul de specialitate a primarului comunei Bucnești, vor duce la îndeplinirea hotărârii. Al treilea articol, care este cel ultimul. După aprobare, secretarul general al comunei, domnul Cele Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bucnești, compartimentul financiar contabilitate și instituției prefixe județul Bacău. Atât deocamdată. Mulțumim, domnul primar. Dăm cuvântul Comisiei de Legitate numărul 1 pentru acordarea acestui. Da, noi în ședința de luni pe comisie, noi, Comisia Economică, am avizat favorabil acest proiect. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă sunt nerămuriri, dacă cineva vrea să ia cuvântul. Dacă nu, supunem la vot proiectul prezent. Cine este pentru? Da, da. Abțineți? Împotrivă? Atunci trecem la următorul proiect al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Oasei Bogdănești din județul Bacău, hotărâstul 4-2022. Inițiator, tot domnul primar. Vă rugăm, domnul primar, vă ascult. Dacă această procedură legală care se referă la rectificare, rectificarea ale construcțiilor bugetare publice, deosebire de cele private, ne-am întâlnit de mai multe ori. Este, deci, operațiunea permisă de legislația în vigoare, prevăzută în legea finanțelor publice, legea 273 din 2007. Singura condiție este să respect regula de bolță a rectificărilor, adică veniturile să fie egale cu cheltuielile, bugetul să rămână în echilibru. De data aceasta am mai anticipat un pic. Este vorba de o rectificare pozitivă, în quantum de 60.000 lei la secțiune de funcționare și dezvoltare. Dezvoltarea de avut până s-a pus bani, 300 de milioane la pregătirea documentației pentru modernizarea drumului din deal. Și partea cea mai consistentă din această sumă, mai precis 50.000 lei, merge la secțiunea de funcționare pentru plata încălzirii. Este perioada deja s-au depus sau început de depunerea documentației pentru aprobarea dreptului la încălzire. Deci, în total, suma creditelor înseamnă 60.000 lei, cu efecte atât la secțiunea de funcționare, cât și la secțiunea de dezvoltare, conform unei anexe pe care ați avut-o la dispoziție în acestate de comisie. Articolul următor, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răgăuțeanu Romelia, consilieră în aparatul de specialitate a primarului comunei Bucnești. Și următorul articol,
după aprobarea secretarului general al Comunei, domnul Giorgiu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Băunțenești, compartimentul financiar de contabilitate și instituții prefecte de Sfântul Bacău. Atât, mulțumesc. Mulțumim și noi, domnul primar. Dăm cuvântul tot comisiei de specialitate numărul 1. Da, și acest proiect a fost avizat favorabil. Dacă sunt nelămurit pe tema acestui proiect, care cineva ceva să adăuga. Dacă nu supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul proiect al ordinii de zi. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea evitării materiei impozabile pentru anul fiscal 2023. Inițiator, domnul primar. Vă rugăm, aveți cuvânt. Da, mulțumesc. Dacă facem apel la memorie, constatăm că este una de hotărâre luni noiembrie. La final de an, normal, ca și în activitatea de apărare a țării, cum se spune, ca și în armată, activitatea administrației nu este care niciodată. Și asta presupune să parcurg diferite proceduri, diferite activități, tocmai care să ofere viitor și în următorul an activității din administrație. Una dintre aceste pregătiri este întotdeauna văzut evaluare, evaluarea resurselor. De data aceasta, evaluarea resurselor financiare. Nu poate fi evaluarea resurselor umane, care este la fel de importantă, sau poate mai importantă decât resursele financiare. Am făcut, în perioada similară a anului trecut, înseamnă lucrurile în proprietate fizică, în proprietatea persoanelor fizice sau în proprietatea persoanelor juridice, care, conform codului fiscal, sunt impozitate, deci legal. Nu este un capitol. Tot codul fiscal, care poate fi actualizat la un moment dat, precizează cât putem să deferim noi ca și interes, ca și majorare sau invers. Să micșorăm acest impozit de taxă. De micșorare nu prea mă auzit în țara asta. Este mai mult există, cred că, la modul excepțional, puține OAT-uri care pot avea independență financiară. Și în cazul comunității noastre, veniturile acestea care se realizează prin impozitarea proprietății. Bă, este vorba de imobile, terenuri, de construcții și așa mai departe. Chiar ce este palpabil material. Am făcut o comparație la evaluare la nivel de compartiment de specialitate la contabilitate. Banii pe care îi încasăm noi în aceste impozite pe taxă pe proprietate, în raport cu valoarea bugetului la acest moment, reprezintă estimativ cam 16, între 16 și 20% de puțin. Nu avem venituri neapărat substanțiale care să ne permită o independență financiară. Restul sunt sume de echilibrare a bugetului de la bugetul de stat sau venite din alte surse de venituri, cum sunt legi. Vă mai amintesc că, de exemplu, din impozitul pe salariu, mai mult impozit pe venit, mai
noi realizăm crescute consistente. Sigur, asta înseamnă că avem agenți economici cu substanță, o anumită consistență economică și financiară, îi cunoaște. Dacă vă reamintiți de la dezbaterea prin comisie, în anexele, anexatorii care face parte din hotărâri, sunt menționate zonele care se utilizează la calcularea impozitelor, atât la persoane fizice, cât și persoane juridice, se operează cu zona A și zona C. Foarte ușor se poate înțelege estimarea, că asta ar trebui de cămără cu estimare avem pe o coloană, de exemplu, valoarea propusă în noiembrie anul trecut prin curs de finalizare la încasări, la intravenam ar trebui să realizăm pe la sfârșitul anului 1767 de lei. Dacă aplicăm coeficientul de inflație când ne dă voie legislația actuală, cel care, de fapt, este în comparație cu inflația actuală, este aproape de rezolvul, 5,1, o să ne mai întâlnim cu acesta, este prognozat să realizăm de la 1767 o creștere ușoară, ca să nu spun insipidă, la 1857 și așa mai departe. În această ocazie am reamintit metodologia de principiu. Deci, toată materia este importantă, identificată conform legii de teritoriul comune, dar cu ce se multiplică cu, ce multiplică cu 5,1. Ca structură, proiectul conține două articole. Propun la primul articol să se aprobe inventarierea materiei învățate pentru anul fiscal 2023, conform anexei numărul 1 pentru persoane fizice și anexei 2 pentru persoane juridice, anexe care fac parte din prezentul proiect de hotărâre. La articolul al doilea se menționează următoarele. Hotărârea se va comunica primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, doamnei Fica Linea, consilier juridic și instituției prefectului de departament și se va duce la cunoștință publică prin grila secretarului general al Comunei Bogdănești. Deocamdată atât. Mulțumim, domnul primar. Dăm cuvântul Comisiei de Cetate pentru abordarea avizului numărul 1. Și proiectul numărul 3 a primit aviz favorabil din partea Comisiei. Mulțumim Comisiei. Dacă sunt de lucruri și are cineva ceva de adăugat. Dar nu supunem la vot prezentul proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la următorul proiect, numărul 4, al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul fiscal 2023. Inițiator, tot domnul primar. Pot fi domnul primar. Este într-adevăr una dintre deciziile politice pentru administrație, oriunde s-ar afla ea, această decizie de stabilire a impozitului și taxelor locale pentru
următor. Este o decizie așteptată. Spuneam că este o decizie politică, este o decizie așteptată pentru că fundamentează practic veniturile pentru bugetul local în exercițiul financiar următor. Normal, în sistemul românesc, unde nu prea te întâlnești cu AT-uri, cu autonomie financiară, se așteaptă de obicei eventualele modificări ale codului fiscal. Au fost discuții, dacă vă mai amintiți, inevitabil prin statutul în comunitate. Eu sunt convins că urmărim prezentările, comentariile la televizor. La un moment dat se vorbea în mass media, se pot majora impozitele și puțin de la ceea ce este de natură să deformeze frizura în firmele costate și branche. Nu văd eu nu oate în țara românească unde s-ar adopta o asemenea decizie, repet, politică de majorare în vădul taxelor care cu 50%. Evident că primii care au reacționat au fost prima oară ca automator de credite care riscau să fie îmbrățișat cu toată pasiunea și ardoarea de către consătenți sau, mă rog, pe apropiatilor de urmă. Până la urmă, lucrurile s-au liniștit. Deja am avut în discuție la anterioare niște repere care sunt valabile și pentru această temă. Există o procedură care ne convingește pe toți și ne oferă posibilitatea să umblăm la nivelurile taxelor și impozitelor de anul acesta cu acel coeficient pe care l-am anunțat, 5,1, care este furnizat de Institutul Național Statistică. Sigur că ne putem raporta foarte ușor, domnule, dar am dreptul legal ca să măresc taxa și impozite cu 5,1 și inflația reală, inflația curentă este cam în urmă de 15%. Și îmi imaginez că nu va rămâne la acest cuantum. Chiar de la începutul anului următor, cu atât mai mult o parcurs ceva la de 12 fundare. Asta este legea. Lucrurile se leagă foarte bine și cu subiectul proiectului de hotărâre care a devenit hotărâre prin bunăvoința dumneavoastră. Este marea valoare impozabilă a masei impozabile. Împreună cu doamnele cu care colaborez la departamentul de contabilitate, am convenit că aceasta ar fi o posibilă structură a proiectului de hotărâre. La primul articol propun ca pentru anul fiscal 2023, impozitele și taxele locale datorate de contribuabil, persoane fizice și persoane juridice să se majoreze cu rata de inflație stabilită de Institutul Național de Statistică pentru anul 2023. De fapt, el vine din trecut, dar și va fi valabil pentru anul următor, în procent de 5,1 față de impozitele și taxele locale datorate de contribuabil, persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2022, așa cum au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Local, hotărârea numărul 11, de 25-3-21. Articolul al doilea vă propune următoarea. Vă propune anexa 1, care conține tabloul cu nivelurile impozitelor și taxelor locale și face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Articolul al treilea, valoarea bonificației acordată în anul fiscal 2023 pentru plata cu anticipate în impozitul pe taxe locale să fie reducerea. Articolul 4, impozite și taxe locale propuse prin prezentul proiect de hotărâre vor constitui venituri proprii ale bugetului local în Moldova, în Comunei Bogdănești pentru anul fiscal 2023, respectiva hotărâre va intra în vigoare de sub data de 1 ianuarie 2023. Când articol, hotărârea se va comunica primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, doamne Ursache Lenuța, referent și instituție precum proiectul local, și se va aduce la cunoștință cu scop prin vizita secretarului general al Comunei Bogdănești. Atât, mulțumesc. Mulțumesc și noi, domnule primar. Dăm cuvântul tău Comisiei Specialitate numărul 1 pentru acordarea. Tot Comisia de Specialitate a vizat favorabil și acesta. Mulțumim Comisiei. Dacă sunt de rămâne, comentarii sau au ceva de, are cineva ceva de adăugat. Dacă nu există, supunem la vot acest proiect numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Trecem la următorul proiect. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelului chiriilor a revenirii și imobilor chiriate și concesionate pe anul 2023. Inițiator, domnul primar. Da, este lejde de observat că și acest proiect de hotărâre are anterioare. La primul articol, propun să se acordă pentru anul 2023, începând cu data de 1.1.2023, indexarea chiriilor și a revenirilor în conformitate cu rata de inflație de 5,1 la imobile aparținând Matei Bogdănești, chiriate sau concesionate unor societăți comerciale și persoane fizice, după cum urmează. Îi cunoaștem la dispensară umană. Avem două societăți care materiați casă și containerul din specializare cu putere telecom. Articolul al doilea, după aprobarea hotărârii, urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Pintalina, consilier juridic, și al treilea, ultim articol, după aprobarea secretarului general al Comunei, domnul Mucelu Vasile, va comunica hotărârea primară de Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, doamnei Pintalina, instituție prefectului de Sebacor, va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumim. Dăm cuvântul tot Comisiei Specialitate numărul 1 pentru acordarea vizei. Ce proiectul respectiv a fost realizat? Mulțumim Comisiei Specialitate numărul 1. Dacă sunt de lămuriri și are cineva ceva de comentat sau de adăugat. Trecem la mulțumim, supunem la vot proiect. Împotrivă, abține, unanimitate. Trecem la următorul proiect, proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de a acces către Orici România S.A. pentru instalarea unui traseu de fibră optică pe domeniul public cu alt poate Bogdănești, județul Bacău. Inițiator, domnul viceprimar. Aveți cuvântul, domnul vice. Mulțumesc, domnul președinte. În acest proiect propun, articolul 1, să se aprobe constituirea dreptului de acces către Orici România S.A. pentru instalarea unui traseu de fibră optică pe domeniul public aluat în Bogdănești, județul Bacău, conform contractului care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Tariful pentru executarea dreptului de acces, instituit potrivit articolului 1, este de 3 lei pe metru linear,
Articolul 3. Durata acordării dreptului de acces pentru folosirea terenului aparținând domeniului public al lui ATP Ogrănești se face pentru o perioadă de 15 ani, posibilitatea prelungirii pe o perioadă de cu perioada inițială prin act adițional cu acordarea prealabilă al Consiliului Local Ogrănești. Articolul 4. Se împuternicește primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate și compartimentul juridic, să semneze contractul de exercitare a dreptului de acces la infrastructură conform modelului prevăzut în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 5. După aprobare, hotărârea va fi adusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei prin compartimentele aparatului de specialitate al primarului. Articolul 6. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Lungeu Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, doamnei Răcăuțeanu Romelia, doamnei Tinca Alina, instituției prefectului județului Bacău, precum și Orange România ESA, și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Bogdănești județul Bacău. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul vicepreședinte. Dăm cuvântul tot Comisiei Specialitate numărul 1, numărul pentru acordarea avizului. Favorabil. Mulțumim, comisie. Dacă sunt elămuriți sau cineva are ceva de adăugat. Dacă nu există nimeni, supune la vot proiectul prezent. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanime. Mulțumim. Și ultimul, solicitări adresate Consiliul Local. Da, avem două solicitări. Prima, subsemnatul Resmeriță Vasile, fiul lui Vasile și Aurelia, născută în anul 1922, luna iulie, din care am împlinit 100 de ani și câteva luni de viață, cer și eu o recompensă dacă mi se cuvine. A doua solicitare, subsemnata Pușcașul Sorina, cu funcția de bibliotecar la Biblioteca Comunală Bogdănești. Dacă vă rog prin prezenta să verificați și să analizați salarizarea mea privind stabilirea salariului de bază la nivelul anului 2022, care nu este corectă. Conform anexei 3, capitolul 2, salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România, punctul 2, alte biblioteci din legea cadru 1533 din 2017, cu modificările și completările ulterioare, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a ordonanței 115/2022. Anul acesta fiind ultimul an în care ordonatorul de credite din instituțiile publice acordă măriri salariale pentru tot personalul bugetar, funcționar public și contractual din instituțiile publice, conform legilor de mai sus. Biblioteca Comunală Bogdănești este instituție publică, dar care face parte din administrația publică locală cu personal contractual plătit din fonduri publice. Salariul de bază al bibliotecarului la nivelul anului 2022, în funcție de treapta profesională, gradație și coeficientul respectiv, trebuie să fie de 3.850 de lei. Colegi bibliotecari comunali și cei de la județ au primit toate tranșele de salarizare la nivelul anului 2022, conform ordonanței precizate, privind majorarea salariilor bugetarilor și a legii cadru 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. Aceste măriri salariale s-au acordat de două ori în martie 2022 și septembrie 2022. Mă consider nedreptățită din această cauză și vă rog să analizați și să dispuneți remedierea acestui caz. Anexez modelul de salarizare recentă, în care bibliotecarul nu este exclus de la majorarea salarială din 2022 și legea cadru 153/2017. Bibliotecar Pușcașul Sorina. Mulțumim, jurist. Dacă sunt comentarii, discuții pe cele două solicitări. La prima solicitare, din câte știu, sunt două persoane care au trecut de 100 de ani. O să ne interesăm, să vedem dacă sunt mai multe,
să instituim un premiu similar celui pe care îl dăm cuplurilor care au 50 de ani de la căsătorie. Sigur, nu la sumele cerute, adică situația domnului Rezmeniț o știm, a mai fost prezentată. Și să discutăm cu contabilitatea, să vedem ce am putea face, adică dacă putem să le dăm un premiu pentru 100 de ani. Da, adică să discutăm, să vedem câte persoane sunt, care ar fi efortul bugetar, dacă ne-l permitem, și să, măcar o atenție să le dăm acestor persoane. De pe contaj. Alte persoane, nu știu, dar să două știu. Două persoane, că sunt. Din toată comună. Da. Aia de pe șoferul, da. Da, oricum, la viitoare va trebui și aprobat pentru premiile. Da, și să includem premiile. Și atunci să vă faci un proiect de modificare. Acel de-al doilea proiect, deci, măsură, să știm. Mulțumesc, domnul Dascu. Dar, bineînțeles, trebuie să iau în considerație și cererea doamnei Pușcaș. Dacă e așa că noi sunt mari. Nu, dar eu cunosc bine problema cu referământul de familie. E singura bibliotecă de județul Bacău, unii din Cătătău a fost șters după tabelul cu majorările care au fost șters. Nu asta, referitor la salarii. Da, greșând salarizarea pătrării a fost făcută greșe din stat. Și sunt mai multe care... Stai, dar să rezolvă prea local. Nu urmează... A, deci, nu vreau să văd în ce vedem mai mult.